Și să privim partea bună din tot acest context. Pârtile au fost luate cu asalt în weekend, iar cei mai motivați să se bucure din plin de distracție au fost copiii. Mulți au declarat însă triști că de mâine încep școala și au profitat la maximum de ultimele zile libere. Pentru că a nins, pârtile au fost numai bune de schiat, iar pe seară mulți au continuat petrecerile cu un vin fiert. Au cântat și au dansat în aer liber. Pârtiile și locurile amenajate pentru săniuși au fost umplute până la refuz, chiar dacă ninsoarea a fost de neoprit. Copiii s-au bucurat din plin de momentele trăite pe pârtii, însă când și-au adus aminte că de luni vor reveni la școală, ar fi vrut ca vacanța să fie interminabilă. Tristă. De ce? Că mă gândesc că o să înceapă școala. De ce e greu? Să stau toată viața aici. Mai bine mă dau cu schiuri și pic decât să mă duc la școală și să iau nota 4. La Bușteni a fost aglomerație la teleferic, astfel că mulți au fost nevoiți să stea la coadă, iar alții au cam renunțat. Și la Sinaia, pentru că ninsoarea devenise incomodă, mulți turiști s-au oprit la o băutură caldă. Și pentru că vorbim despre începători, salvamontiștii au fost și în aceste zile la datorie. Iar după o zi lungă de petrecut pe pârtii, mulți turiști au continuat distracția cu cântece, dansuri și o cană de vin fiert.